Accident cumplit la un raliu din Brașov. Un spectator a murit după ce a fost lovit de o mașină de curse scăpată de sub control. Și stăm de vorbă despre acest subiect cu Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov. Bună ziua! Bună ziua! Cum s-a produs mai exact accidentul? În cadrul unei competiții de raliu care s-a desfășurat pe ocolitarea Brașovului, a avut loc un accident rutier. Un spectator a fost grav rănit de către un autoturist care participa la cursa respectivă. La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj SMURD. Bărbatul în vârstă de 21 de ani se afla în stop cardiorespirator. I s-a aplicat manevre de resuscitare de către personalul medical, dar din păcate, în ciuda eforturilor depuse de către medici, acesta nu a răspuns manevrelor și a fost declarat decedat. În ce stare se afla victima când au ajuns salvatorii? Victima era în stare foarte gravă, a suferit politraumatisme, printre care traumatism cranian, traumatism toraco-abdominal și mai multe traumatisme la nivelul membrelor inferioare și superioare. Despre starea pilotului care a provocat accidentul, ne puteți spune ceva? Pilotul nu a fost rănit, este în stare bună. Putem spune că accidentul s-a produs cumva din neglijența organizatorilor? Adică tragedia? Nu aș putea să mă pronunț eu cu privire la acest aspect și nu noi suntem cei care stabilim împrejurările în care s-a produs accidentul. Erau mai mulți spectatori, știți cumva, în acea zonă? Din informații pe care am, era un public destul de numeros la respectiva competiție. Acum nu știu exact în zona respectivă câți spectatori s-ar fi aflat.